Salutare, bine ați venit la Cine Babble. Cine m-a spus altfel. Astăzi vreau să vorbim despre un film care a făcut mult tam-tam în ultima vreme și care a câștigat prea mult de la Veneția. De fapt, a câștigat 3 premii la Veneția. Pentru asta l-am adus alături de mine pe Bogdan Mureșan. Lui-mem. Regizorul acestui film. Da. Bine ai venit, Bogdan. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Uite, am înțeles că a fost filmul tău de debut. Da. De asemenea, știu că ai filmat un scurtmetraj anterior. Da, da, da. Care s-a numit Cadoul de Crăciun. Da, ăla era de Crăciun, se dea în nou. Așa. Ne apropiem de Paști, așa, da. În ritmul. Și, da, și am urmărit acest scurtmetraj și am observat, poate ai folosit aceleași cadre, te-ai dus... Da. Ai folosit același footage, da, da, da. Partea, porțiunea de acolo a folosit identic, da? Da, și ai bine, creat în jurul remontate și tăiate. Adică nu sunt 23 de minute, sunt vreo 15 minute. Da. Acel film a câștigat premiul Academiei Europene de Film, pentru cel mai bun scurtmetraj. De acord. Întrebarea mea este... A fost acest și a fost nominalizat iarăși pe lista, a fost pe lista scurtă de la Oscaruri, nu? Așa, da. Așa. A fost cumva acesta un motiv pentru care ai zis și ai vrut să investești în acest film și ai vrut să-l faci mai departe? Adică ți-a dat o motivație în plus? A fost o confirmare? Păi, tu l-ai văzut, nu? L-ai văzut pe amândouă. L-am văzut pe amândouă, clar. Păi, dacă l-ai... Ar trebui să-l vadă și spectatorii tăi pe amândouă, pentru că pare un lucru ușor, dar nu e ușor să incluzi ceva deja făcut, adică uneori e mai complicat. Și plus că nu e înainte, nu e după, e undeva în mijloc. Și erau probleme de racorduri, dar nu de asta am luat decizia asta, că e mai ușor sau că e mai greu, ci că așa am simțit eu de când am făcut Cadou de Crăciun, scurtmetrajul, că este doar un fragment dintr-un întreg. Așa am simțit. De fapt, aveam, ca să fiu cinstit, aveam și mai multe scene atunci, aia cu poștașul și tot felul de lucruri, care n-au apărut acolo pentru că n-am avut bani și timp să-l facem. Dar el era fusese scris ceva un pic mai extins decât am filmat atunci. Drept urmare, am crezut că trebuie să duc proiectul până la capăt. Și proiectul este ăsta, în întregime, așa cum e el acum. Îți spun foarte sincer, mie mi-a plăcut scenariul, chiar mult. A fost foarte bine închegat. Acum, aș vrea să îți spun întrebarea. Ce ai făcut tu pe data de 20 decembrie 1989? Îți mai aduci tu aminte? Da. Cu revoluție. Eram destul de mic. Dar îmi aduc aminte că ne-a luat maică-mea pe mine și pe sormea și ne-a dus la universitate. Nu știu, se auzise, se discuta despre... ce se întâmpla, sau nu îmi dau seama. În fine, ne-a dus la universitate și am luat metrou, deci că ziceam și am ieșit pe scările alea și am văzut o mulțime uriașă de oameni. Era întuneric și mulțimea era tăcută și în scurtă vreme au început să tragă. Întâi trasoare, cred. Și ne-am speriat și am plecat de acolo. Deci am văzut chiar secundele în care a început toată povestea, pe 20 seara. Te așteptai să fi făcut altceva. Nu. Eram foarte curios. Nu, serios. Eram foarte curios. A avut acesta un impact asupra ta. Normal. Și faptul că ai vrut să faci un film despre Absolut. Asta. Absolut. Gândește că probabil a rămas undeva în subconștient toată chestia. Exact, de asta întreb. Că, da, mai sunt și alții care își aduc aminte de ce au făcut pe 20 decembrie 1989, chiar dacă erau puști. Unii au fost în tabere, unii au zis discut cu prietenii mei. Unii, nu știu ce făcea, unul era în tabără, nu știu unde, altul se uita la niște casete video, alții într-o cârciumă, unii mai mari ca mine. Erau într-o cârciumă undeva când au auzit de chestia asta. Dar e un întâmplător... Eram acolo, da, când am văzut asta. Am urmărit filmul și, de obicei, în orice producție cinematografică, există un mesaj principal. Mm. Da.
Care este acel mesaj pentru, în afară de revoluție mă refer? Da, dar nu aș vrea să-l zic eu. Eu vreau să spui, adică sunt... Nu vreau să zic eu, că... Se lasă la interpretare, exact cum a zis și, da, și Kubrick când a fost întrebat despre... 2000. Una, nu e greșit să întrebe autorul, cred eu, pentru că autorul are o relație specială cu... Adică în cazul ăsta, zic că nu vorbim despre autorul ăla, vorbim despre autorul ăsta. Adică eu am o relație specială cu filmul ăsta, cu mare are oricine, dar abia l-am terminat acum, când am terminat montajul. Am lucrat mult la el, am terminat montajul în, I don't know, și sunetul un puțin înainte de Veneția. Deci, drept urmare, eu nu mai pot să văd acest film. Am lucrat mult la el. N-am cum să mă mai uit la acest film. Îl știu pe de rost. Știu și final. Așa încât, plus că ideile mele despre asta pot să fie complet greșite. Adică ce mesajul și toate chestiile astea sunt doar din mintea mea. Mai mult mai interesant este ce vede fiecare acolo. Și ce percepe fiecare. Da. Dar pe scurt, cred că, să zicem, dacă ar fi ceva, e mai mult despre o stare. O stare asta de iluminare, de evadare dintr-o cușcă. Și e un film despre frică și paranoia, dar o comedie, nu știu cum a reușit, tragicomedie. Mi-a plăcut. Dacă ai râs, e bine, eu nu știu cum am reușit. Am râs. Dar, da, am amestecat frica cu situațiile tensionate atât de absurde încât devin comice. Și atunci revoluția devine o eliberare. În cheie aproape ușor suprarealistă, da. Că e altfel filmată decât restul filmului. A fost foarte bine, nu vreau să dau spoilere, dar au fost personajele tale, le-ai creat situațiile în așa fel încât toți așteptau acest moment și da, viața fiecare mergea în direcția respectivă, ca până la urmă să nu, să nu iasă niciunul dintre ei ceea ce și-a propus. Da, păi cam așa și era, nu? A colapsat da, o lume, s-a dus să... N-aibii o lume. E o film catastrofă. Adică o lume întreagă se duce... O lume rea. La scrierea, pentru scrierea acestui scenariu, tu ai obținut mărturii ale revoluționarilor? Nu, dar am cercetat-o mulți. În primul rând n-am avut nevoie, că este până în momentul ăla. Deci n-aveam de ce. Până în momentul ăla. Nu există. Adică la mine se termină când începe revoluția. Știu, mă gândeam că poate totuși ai vorbit cu anumite persoane care au trecut și prin... Am vorbit cu multe persoane în viața mea, am vorbit o grămadă, prea mult chiar. Dacă mă întrebai în referitor la acest film, da, am făcut o grămadă de cercetări, am discutat, am vorbit cu... M-am uitat la... Am citit literatură, fie biografică, fie de ficțiune, fie amintiri, fie mărturii, documentare... emisiuni TV, conversații cu unul cu altul, de fapt m-a interesat cel mai tare ca în ziua aia să aflu care era feeling-ul general, care era atmosfera. Eu așa cum îmi aduceam aminte, ți-am spus că era o atmosferă neagră, tăcută, foarte tensionată, dar am vrut să discut și cu cei mai mari ca mine ca să știu. Și nimeni nu se aștepta să înceapă revoluția în ziua aia. Asta e. Nimeni, absolut nimeni. Din ce am discutat eu. Toți aveau, exact ca personajele din film, aveau alte probleme. Apropo de personaje, când ai creat aceste personaje, ai avut ceva referințe sau totul este pură imaginație? Nu, am avut niște... adică dacă mă întreb dacă m-am gândit la niște oameni da, carne exact, și oase. Da. Nu, nu prea. Dar desigur știu niște povești și niște amănunte de acolo au intrat în acțiunile personajelor, dar altfel nu. Altfel nu s-a bazat pe un personaj real sau altul. Poate tatăl, să zicem, Gelu, Adrian Văncică, poate, el era prototip, adică am întâlnit mulți tați așa. Până și tatăl Văncică era așa, până și taică-mi era așa și deci, poate. Dacă taica mea avea altă meserie, era biolog, nu era ca așa. Prima mea facultate. Da, ok, așa e. Hey, atunci se explică. Da. Și lui îi plăcea filmul, apropo, în fine. Scuze.
Bun, deci nu, pe scurt, nu am gândit pe cineva în carne și oase, deși așa îi face de obicei. Dar nu în cazul de față, nu. Pentru că este o tragicomedie, lucrurile sunt un pic exagerate. Da, duse, un da. Pic. Da. E un film aparte, cu pe care poți să zici că e aparte și pentru că ce îi zice tu dacă ai fi tu distribuitor și să zice, domne, am un film despre ce? Comunism. Da, ok. S-au mai pus milioane. Exact. Cât are? Sunt 2 ore și 18. Dă-te, domne, de aici. Nu o să ai niciodată, exact, niciodată succes. Ei, culmea, care un succes la public teribil, cum poate ai auzit. Are, avem... l-am văzut. Și am fost în sală și era plin în sală. Eu știu cifra. Sunt 60.000 de spectatori, așa, iar estimatul nostru, cel mai optimist vreodată, deci, după o seară de beție, era undeva între 15 și 20 de mii. Estimatul cu acei distribuitori care se pricep mult mai bine decât evident, la piață. Așa. Deci aici faptul că... și nici n-a trecut o lună. Deci e posibil să fie în cele din urmă și un film cu priză la public și cu priză în festivalul, că lucrurile continuă. M-am întors de la Frankfurt, unde a luat premiul de cel mai bun film din competiția acelui festival. Felicitări! Mă mulțumesc și colegilor mei și tot în final. Nu e doar meritul meu. Cum mi-ar plăcea. Știm toți că... De fapt, știm cu toții că filmul este, de fapt, un efort colectiv. Știi cum e? Când e bine, este al echipei. Când este rău, totuși e doar... Da, se arată cu degetul. Da, clar, așa da. În cazul ăsta e al echipei. Așa, așa să fie. Știi și tu că în unele producții, de fapt în producțiile cinematografice sau în actele artistice, artistul care face opera de artă include o parte din el într-un personaj. Mă refer, ai cumva vreo parte din tine într-unul dintre personaje? Da, e posibil să fie puștiul ăla din cadou de Crăciun, cred. Da. Posibil, da. Puștiul ăla mic. Da, da, da. Să știi că m-am gândit. Pe bune. Da. Posibil. Deci chiar m-am gândit la chestia asta. În sensul că mi-am luat-o și eu dată pe coajă, spunând niște tâmpenii de genul ăla. Da. Dar de unde ți-a venit ideea cu scrisoarea? Pusă la poștă? Ai auzit-o? Deci ai auzit chestia asta? Ai auzit tipul ăsta de poveste sau pur și simplu ai inventat-o tu? Nu, am inventat-o eu pe asta, dar după aia am aflat, supare că erau unele similare. Am citit un dosar al securității și o fetiță-i ceruse lui Moș Gerilă un pașaport într-o scrisoare. Și evident se făcuse un dosar de securitate din moment ce eu îl citeam. Wow. Deci ai fi putut afla ce i s-a întâmplat lui... Ce putea să i se întâmplă lui Văncică, personajul lui Văncică. Dacă... Egilu. Da. Exact. Mă gândesc că, iarăși, cum a fost lucrul cu actorii? Am văzut că ai avut o distribuție destul de numeroasă. Pe lângă actorii pe care i-ai folosit, de fapt, în scurtmetraj, care a fost Văncică și a fost... Ioana Flora. Așa, da? Pentru ceilalți actori, ați dat casting sau i-aveai în cap deja cam cine vrea să joace? N-ai să dai casting. Să ai în cap 40 de actori. De personaje. Nu se poate. Dar unii dintre ei, da. Unii dintre ei am scris niște bucăți din scenariu sau cu gândul la ei. Deci te gândeai la ei? Da. Doar la ei. De pildă la Iulian Postelnicu și Radu Gabriel. Dacă n-ar fi acceptat, nu știu ce aș fi făcut. Nu mai făceam film. Sau găseam pe altcineva să semene cu Iulian Postelnicu. Deci te-ai gândit la persoanele respective și ai scris în funcție de tipologia lor. Da. Și după aia, mă rog, restul castingului cum se face. A fost un film cu buget mare? 1.200.000 de euro. Deci a avut ceva. Deci a avut. Dar chiar și așa. Dar din care, de la CNC, 180.000 de euro. Și restul? Am făcut eu rost de ei cu bani, am vândut chestii.
Mi-am vândut un apartament, am făcut niște credite, bla, 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 you know. Cum mă identific? Ha, știu. Da. Pentru că a costat, era prea târziu pentru mine să mă opresc și lucrurile au costat mult mai mult decât am estimat eu. Așa că... Băi, frate, nu știu. Dar cum... nu, mă rog, asta este când ești și producător și regizor, asta, să știi. Da, asta mi s-a întâmplat. Bine, eu n-am ajuns să iau premiul de la Veneția, dar cu... Eu am mare noroc, spun ce zic, că puteam să nu iau niciun premiu la Veneția și puteam să fiu cu filmul ăsta, cu casa vândută și așa mai departe. Nu, am unde să stau, să spui. dar nu mai fac filme așa, nu știu cum să fac, dar nu mai vreau să fac așa. Dar, nu știu, este un efort imens. Întotdeauna când mă duceam la filmări, calculam o chestie, întotdeauna ieșea peste. Dar întotdeauna, nu știu dacă ție ți s-a întâmplat asta, dar de fiecare dată. Ba da, de-aia eu nu mai calculam. Da, am înțeles. Da, dar asta cred că sunt pentru că nu suntem nici tu, nici eu, nu suntem producători, cu adevărat. Și nu poți să le faci. Dar sunt foarte multe neprevăzute. Deci sunt foarte, foarte multe neprevăzute. Absolut. Pe cum aici putea să ningă sau chiar s-a întâmplat să ningă, să se strice, să fie tot felul de chestii. Adică a fost complicat. Un actor, nu știu ce i s-a întâmplat, un actor, în fine, ce mai departe. Ai avut astfel de evenimente? Da, trebuie să înlocuiesc un actor pe care l-a lăsesem la casting pentru că a avut o fractură de șold. Dar nu, asta nu contează, n-a fost așa de... Dar da, chestiuni în care, nu mai știu, prea frig, prea cald, ca la filmări, în fine. Nu e foarte sănătos să faci filme. Din ce ai scris tu acolo, în scenariu, dintre scenele acelea, există vreuna reală? Culmea, revoluția, doar știi. Da, asta da. Dar fără să... ba da, e una reală. Care? Ai zice că revoluția, dar evident la revoluție Nada Băncică cu petarda, acum mă acuză unii acum că aș fi revizionist. Să știi că adevărul e că e plin de nebuni în România, noroc că unii sunt... Nu, e plin de nebuni peste tot. Da. Bă, asta mă asigură. În fine, noi avem cu așa de afaceri. Și da, ia, acum sunt unii care pe Facebook se mă acuză într-un fel altul de revizionism, că falsific istoria, de totuși este doar o comedie. Da, oricum, adică este, filmul este fictiv. Adică și nu, se înțelege. Păi da, dacă e fictiv, de ce mă întrebi dacă unele scene sunt reale și tu? Eu nu, spun de ce. Fiindcă am scris și eu scenarii și folosesc din experiența mea sau din experiențele altora pe care eu le-am auzit și care mi s-au părut interesante. Deci uneori le folosesc chestiile astea și de asta te întreb. Chiar dacă cu totul overall, adică pe ansamblu, nu am nicio, adică nu este o acțiune precisă întru totul, dar fragmente, în anumite scene, adică asta așa este, da. Există o scenă pe care eu nu știam că reală, o să vezi. Deci căutam, sunt niște actrițe la teatru și aveam nevoie de o actriță, cum spuneam, ca să fie cea care trebuie să ajungă în studioul TV la Plugușorul Patriotic. În fine, oare. Și deci aveam nevoie de o actriță și mă gândeam, pentru că aveam oricum atât de mulți actori, am zis, băi, hai măcar de data asta să aleg o piesă de teatru cu puține actori, cu condiția asta, să fie o actriță. M-am gândit la trei surori al Cehov, dar mai aveam, în fine, niște, pe lângă cele trei surori, mai sunt și alte secundare, numai de-aia n-aveam eu chef. Și printr-un, așa, mi-am adus aminte de cameristele. Da. Jean Genet. Da. Trei actrițe, perfect. Piesa e despre relații de putere, minunat, exact despre a fi sau a nu fi supus, clase sociale, perfect, ce-mi trebuie mie. Și să vezi, după aia aflu, și aici este fantastic, că e coincidență, serendipity, cum zic englezii, coincidență fericită, aflu că acea piesă se pusese pe de bine la teatru mic în decembrie 1989, regia lui Ducu Darie. Și am zis, iap. Deci am plecat de la o ficțiune și a devenit să realitate. Da. Știi? Alte ori am plecat de la, încă o dată, la ficțiune și am descoperit acel dosar de securitate. Și sau uneori am plecat pe dos. Am plecat de la ceva real. De pildă, un securist care zice lui Ceaușescu, a dat unul cu ceva. Știi? În arhivele alea. Când Ceaușescu zice, o fi vreun cutremur. Sau Elena Ceaușescu zice, e un cutremur.
Și el a zice, alo, alo. Și undeva e o voce care zice, a dat unul cu ceva. E și în film, când cade doamna sau de la radio, a dat unul cu ceva. E bine, m-am gândit, hai să ficționalizez, să pun personajul lui Vâncică, Gelu, să dea cu ceva, cu pognitare. Adică, da? Și am făcut, am plecat de la realitate și am ajuns la ficțiune. Dar uite că se putea și pe dos, să creezi ceva și să descoperi că e real. Real. Da. Foarte interesant. Dar încă o chestie și altfel, sunt tot felul de situații acolo care pot părea clișeu și chiar sunt, în fapt, că se duc la nu știu ce, sunt la farmacie. Pentru că filmul demarează lent, întâi te face să crezi că e încet, slow burner, cum se zice. Și să ai tot felul de deja vu-uri și apoi o ia razna. Și... O ia razna, dar uite, chiar aici voiam să ajung și chiar asta voiam, despre asta voiam să vorbesc acum, despre faptul că, despre metoda ta de cum ai regizat filmul. Am observat că la tine, adică ai folosit, din punct, metoda ta stilistică a fost să folosești handheld pe tot, asta a fost metoda ta de filmare. Da. Acum, întrebarea mea este, ai folosit această metodă pentru a reduce costurile? Adică nu a creat atâtea setup-uri și adică modificări de camere, că știi că ia timp să schimbi pozițiile camerelor sau ai folosit această metodă handheld pentru a sugera anxietatea, nervozitatea oamenilor, a crea tensiune în situații. M-am gândit la a doua versiune, că la prima deja ți-am spus că da, dar am eu... renunțat să mă mai gândesc la chestii de astea în timp ce filmam. Nu, m-am gândit la a doua, că să aibă și ceva de... Uite cum stau lucrurile. Eu am spus, filmul ăsta e o tragicomedie. Ceva, e așa, o strâță Cămilă. Da. E o... Râzi și plângi în același timp. Te și știi că e o ficțiune, dar îl și crezi, nu? Așa mi se spune, așa zic spectatorii. Că intră și să e ca terapie, aproape, dacă vrei. Și eu cred că am intuit asta. Adică în sensul în care am abordat... E foarte realistă, filmat și decorurile și toți minuțioase. Am observat. Și această cameră documentează, ca și cum ai fi acolo. Și e tensionată și ea și crește odată cu tensiunea. Este ca un fel de martor. Da, exact, ca un martor. Dar în același timp, scenariul este puțin, e lucrat, e structurat, este construit. E artificial, e într-un scenariu. Fel, poftim, dacă vrei. Adică el... Îți dai seama că e o construcție, nu? Da. Trebuie să râzi unde trebuie. E manipulare cu scenariul, în sensul că te râzi când sau nu, dar ai reacții. Se joacă cu emoțiile tale, nu? E un roller coaster. Corect. Și ai creat pe anumite locuri, iarăși, suspans, ai dat de înțeles anumite chestii. De exemplu, mi-a plăcut foarte mult scena când Mihai Călin, soția lui l-a pus să scrie scrisoare. Da, da, da. Și zicea, vrei să-ți scriu o scrisoare? Adică vrei să te ajut? De fapt, mi-ai dat de înțeles că ar fi un securist care da, clar da, a făcut chestia asta înainte. Sau mi-a plăcut, mai creat suspansul acolo când a sunat telefonul după ce Gelu era disperat că băiețelul a trimis scrisoarea. Da. Mi-au plăcut foarte multe chestii acolo. Bun, asta vreau să zic, că este, narațiunea e foarte, e condusă și în scenariu. Și atunci eu, din filmare, am vrut să atenuez senzația asta de artificial, să intrăm acolo și să nu mai fim atenți la ce urmează, cum sunt spuse replice, să nu ne dăm seama, ca spectatori, că suntem manipulați în sensul ăsta. Că sunt, bine, orice film e o manipulare, evident, orice produs, adică orice obiect artistic vrea o reacție de la tine când te uiți. Asta în cazul în care reușește să facă asta. Dar aici era prea mult, dacă ar fi fost stilizat, ar fi fost super plasticos. Înțelegi? Așa este doar cât trebuie ca să te facă să crezi lucrurile. Mi-a plăcut foarte mult, fiindcă, după cum ți-am spus anterior, această metodă de filmare, dar modul, și o să spun încă o întrebare pe urmă, modul cum a fost filmat a creat un ritm. Un ritm care chiar dacă tu spuneai la început, faptul că erau mai lente pentru controlarea personajelor, la început a fost o stare de asta de latentă,
mai calmă. Exact. Oricum eu simțeam, adică mă ducea, filmul mă ducea și n-am simțit timpul ăsta de 138 de minute. Excelent. Deci a funcționat, deci nu l-am simțit, să știi. Asta cred că e mare la... Uite, a fost la Joker, care chiar am vorbit și despre filmul Joker. Joker, primul Joker mi-a plăcut la nebunie. Da. Acum al doilea n-am putut să-l suport, fiindcă a omorât, primul, da, primul la nebunie. Joker foarte, da, da, da. Dar al doilea l-a omorât și pare rău, da, cu muzică. Deci cu muzica l-a omorât, fiindcă în muzica aia, în primul rând, nu se potrivea acolo. Rupea ritmul. Dar la tine, din contră, la tine, modalitatea de a filma, iar mi-a plăcut foarte mult editul. Și o să spun întrebarea, fapt, tu cu editorul. Sau sunt doi. Da. Da. Cu acești editori și cu cameramanul ai mai lucrat anterior? Sunt doi cameramani și acolo. Da. De ce mi-ai lucrat cu această echipă? Anterior? Nu, adică cu ce? Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut. Deci cu Tudor Platon am lucrat la Cadou și încă un pic după aia când făceam niște teste, deci să zic 9 zile, iar cu Boroca am filmat 26 de zile. Deci mare parte am făcut cu Boroca. Cu Boroca Biro? E născut în Miercurea Ciuc, a făcut facultate aici. Eu mai lucrasem cu ea când era asistentă de cameră la un scurtmetraj, ne știam de pe atunci. Deci uite că da, pot să răspund că da. Adică știam care e felul ei de a fi, care e super calmă și foarte sharp și netulburată. Da. Și asta, cred că da, uite, de fapt am lucrat cu Boroca, ce să mai... Iar cu cei doi editori, mă refer aici la Mircea Lăcătuș, am început să lucrez la proiectul ăsta, da? Și am tot editat între scene, adică în interiorul scenelor. Da, da. El a făcut asta. Foarte mișto. Cu Vania Kovacevic, un editor din Serbia, am lucrat la structură. Adică le-am tot potrivit atâta aici scena asta, mai ales la început. Pe la final, lucrurile erau cumva stabilite, știi, că erau dependente de o anumită oră. N-aveai ce să faci. Se lăsa seara și erau niște circumstanțe care te făceau să pui scena asta bine aici, asta acolo. Și în fine. Și a doua zi dimineața, știai cam. Erau, adică, cum să spun, niște combinări luate de câteva cu mai puține. În fine, deci erau niște combinări între niște scene, dar la... la început aveam toată libertatea la începutul filmului, adică era toată libertatea din lume și asta ne-a făcut să ezităm mult, să nu știm cum să facem. Și am făcut niște trucuri, o grămadă, unele sunt convins că nu le vezi doar la o vizionare, ci la a doua, poate la a treia, dacă te gândești. De bine, te vreau să întreb ceva, tu ai văzut că se lărgește ecranul de la 4x3 la 16x9? Da. Am văzut că și eu oricum voiam să-ți spun de ce ai optat pentru 4x3. Da, 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 vorbim despre asta. Eu știu răspunsul, dar vreau să spui, să văd dacă... Alte ori, uite de ce se întâmplă. Se întâmplă așa că este tratată în simultaneitate, adică încep scenele să fie din cele, din poveștile astea, personajele astea, par simultane. Dar la un moment dat... Este. Nu tot timpul, la un moment dat se reîntoarce la un timp anterior, într-o altă scenă, deci asta zi... prin muzică, de fapt, am dat muzică sau ce se aude la radio. Auzit niște lucruri pe care le-ai auzit? Nu. Da. Undeva. Și asta ne-am jucat în prima parte a filmului, după care am intrat într-o simultaneitate. Da? Adică se întâmplă asta. Iar la final, când sunt toate ecranele alea, e reală, de-a dreptul. Adică în sensul în care ce se întâmplă pe ecrane... toate scenele se întâmplă în același moment. Da. Concomitent. Exact. Referitor la... Ce mi-am notat? Da. Referitor la lumină. Da? Am observat că ai folosit foarte mult lumină naturală. Acum nu știu, poate... adică te-ai dus pe lumină naturală, te-ai dus pe practical lighting, adică lumină dată de... Mm-hmm. Pentru cine nu știe, lumină dată de obiectele care sunt în setup. Acesta a fost alegerea ta sau aici te-ai înțeles și cu DOP-ul? Sau normal că m-am înțeles și cu DOP-ul, că dar nu... Da, faci, nu, dar a fost de la început. Adică știi că se zice că un regizor e bun dacă își alege oameni mai buni decât da, 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 dar nu te apuci să... Adică sigur că mă pricep și eu la unele lucruri, la... De pildă mă pricep la editare destul de bine.
nu tehnic, adică nu știu eu, dar am meditat suficient de mult în viața mea sau am stat de suficient de mult de vorbă cu editori încât să știu să le... Dar în cazul ăsta, nu, Boroc, adică eu am discutat cu Boroca cam ce voiam, așa că, cum să spun, vibe-ul general al filmului. Deci modul filmului, da, și da, el a venit cu sugestii, mm-hmm, și ați vorbit și împreună. Ea, că e o fată. Și, da, 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 da. Și... da, și ea a fost, dar aici mai bine o invit pe aia la un moment dat și poate discutați despre asta, despre ce înseamnă lumină în filmul ăsta, da. Aveți ocazia. Aveți realism. Adic, o să mai aveți, okay, ocazia, cool, să auziți de filmul ăsta. Și o să facem, da. Nu zic mai multe, dar okay, să aveți mai auzit de fiindcă niște isprăvi ale filmului foarte curând. Această metodă stilistică a adus o notă în plus de realism filmului. Da, da, da. Sigur, asta, exact asta spuneam, că am căutat să fie cât mai... Deci, ce, eu m-am ferit de Goodbye Lenin. Ok, cât, da, cât mai formal, cât mai... Da, da, da. Pentru că acolo tocmai țărea în ochi că este e o comedie, știi? Eu n-am vrut să fie așa. Am vrut să ne uităm la filmul ăsta, să fie destul de gritty, să fie destul de murdară imaginea și să credem că și filmat așa ca la un documentar și să pară că suntem acolo, să uităm un pic de scenariu. Dar el, poți să zici că scenariul este o farsă istorică, nu? Ai putea să zici asta. Poți. În cele din urmă. Sau a mai propus cineva un termen care mie mi-a plăcut foarte tare, mockumentary. M-am gândit, why not? Mock-up. Da. Încă o întrebare vreau să-ți adresez. Adică ai spus și aici, anterior, ai spus, chiar aproape la începutul emisiunii, ai spus că nu cred că aș mai vrea să fac exact în același fel filmul și ai mai dat exact același, te citez, nu cred că acum aș mai putea să-l fac. Ai spus, da. Într-un interviu. De ce? Din mai multe considerente. Una, practice. În fine, aș fi și eu practic, ar fi tare. Practic este că s-a schimbat Bucureștiul și mai tare în ăștia 2 ani de când am filmat eu. Deci, unde ai filmat cu preponderență? Păi am filmat în București cu preponderență, dar uite, să zicem, studioul TV pe care l-am inventat, l-am filmat la Electrecord. Electrecord acum nu știu dacă mai poți filma acolo, că am înțeles că l-au cumpărat unii, alții, în fine. Deci nu mai povești de asta. Unde a mai fost? Păi... nu știu, până și poșta la care am filmat. Strada, da. Până poșta, și poșta aia, cu care se deschide filmul și se uite, da, până și poșta aia. Cred că nu mai e aceeași. Dar fine, nu am de unde să știu, dar e complicat. Era complicat acum 2 ani, acum mi se pare și mai greu. Apoi, financiar, nu cred că ar mai fi de ajuns să vând doar un apartament, dar trebuie să vând și pe mama și pe tata. Și un rinic. Și un rinic, da, adică lucrurile au luat-o și mai tare razna în sensul ăsta. Iar 3, mai e și o chestie de energie, de... Apropo de energie, cum te-ai... M-a terminat. Cum ai fost? No, m-a terminat, am intrat nepregătit și trebuia să intru, de fapt trebuia să fiu pe vitamină și pe un an de zile, dar eu am intrat complet nepregătit, crezând că e suficient, știi, să ard intens, dar nu, a durat prea mult și la final eram o fantomă. Te întreb asta, fiindcă ți-am spus, avem punctul acesta comun de a face un film și eu am făcut unul din buget propriu și îți spun foarte sincer că jumătate de an aproape am dormit cam 3 ore pe noapte, care e și un job și repetiții dimineața de la 5 dimineața pe Skype cu actorii, weekendurile repetiții, în rest job și doar pe perioada filmărilor. Da. Deci știu ce înseamnă. Deci era tremurat. Da, și eu la fel n-am reușit să dorm vreo 4 luni de zile, n-am reușit să dorm. Adică după ce s-a terminat această perioadă de filmare, am apelat la asta, extravaleriană, niște somnifere naturale. Să să-mi regleze, să-mi regleze metabolismul și somnul. Eu știu că am plecat în decembrie, m-am dus la medic și mi-au ieșit trigliceridele triple și când i-am explicat ce am făcut, a zis, ai nevoie de odihnă și pur mă poți să da, eu am ajuns și mi s-a dat chiar un diagnostic, care în engleză zice burnout și acolo era în română de 3 ori, oboseală cronică. Da, 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 da. Da. Deci incredibil, incredibil. Deci acum, dacă n-aș mai face genul ăsta, bine, am lucrat cu 42 de actori, eu zic să mă, a fost super complicat și cu atâtea locații. Și plus atenția asta la detaliu, că fiind un film de epocă, înțelegi? Adică nu putea să scape. Și au mai scăpat.
dăm voie să zic, oricât ai fi... La o primă, de la o primă, să spun așa, vizionare, nu le observi. Deci nu observi, chiar nu. Nu. Aia de ce mi-a plăcut foarte mult, ați încercat să țineți autentic tot spațiul acela și să-l recreați cât se poate de bine. Da, văzut, minuțios. Mi-a plăcut mult. Da, foarte atenție la detaliu, contează mult. M-a întrebat un regizor român, mare regizor, nu o să-i dau numele aici, m-a întrebat în particular, m-a întrebat de ce am făcut scenografia atât de minuțioasă. Cum, de ce? Nu, păi avea dreptate într-un fel sau altul, pentru că el este tot timpul zoomurile astea, îți spun zoomurile obiectivelor și felul în care e construit, îți spune că e o farsă. E ca și cum da. Face mereu cu ochiul, nu? Adică crede, dar nu crede totul. Sau suntem într-o comedie, va fi bine, se va termina cu happy end. În fine. Iar decorul ăsta atât de minuțios pare că e contrazice cumva limbajul, să zicem, de cameră. Dar eu am vrut, cum ți-am spus și mai devreme, să ne scufundăm de-a dreptul în povești și să uităm. Să fim acolo martor unor extravaganțe, poftim, al unui timp care oricum, după mine, era imposibil. Da. Oricum, cred că folosirea unei recuzite autentice ajută foarte mult și actorii. Asta e al doilea lucru, exact, este că atunci când actorii intrau în contact, acolo se producea, evident, o anamneză, adică da. La aia care trăiseră, iar la cei care nu trăiseră, pur și simplu erau stupoare, pentru că nu mai văzuseră obiectele alea sau în niciun caz un spațiu reconstruit atât de minuțios. Și asta i-a ajutat foarte bine să intre în starea respectivă, să intre în personaj mult mai repede, decât, plus că mai era și o chestie la care, uite, acum mă gândesc, a inspirat și foarte multă seriozitate, părea că e o producție super serioasă, știi? Când veneau actorii și vedeau că am făcut un studio TV, știi? Erau, da, dai seama, își dădeau seama, băi, nu suntem așa. Ni te joacă. Exact, nu suntem undeva, nu știu ce, la o emisiune oarecare. O chestie improvizată. Film serios, da. Uh-huh. Uh-huh. Da. Foarte, foarte... Contează foarte mult, cel puțin, pentru crearea autenticității. Iarăși, apropo, acele materiale au fost recolorizate, bănuiesc, din timpul Revoluției. Mi-a plăcut foarte mult acolo cum ai sincronizat evenimentele din trecut, adică footage-ul acela existent deja, cu ceea ce... Cu ceea ce am filmat. Sigur, pe plecasem, a fost dificil. Plecasem de la discuția asta cu ficțiunea care ajunge la realitate și grade de ficțiune în realitate și grade de realitate în ficțiune. Că nu sunt niciodată atât de bine delimitată. Știi? Să ai zero grad de ficțiune în realitate și zero... Nu. De multe ori vezi cum ajungi de la o poveste, ajungi la un fapt real și pe dos. Acolo exact asta am făcut, am amestecat ce am filmat noi cu un footage real și uneori s-au metisat montajul la final de pe Bolero. Mai am o întrebare, pentru cadrele acelea statice, de final, fiecare dintre personaje, te-ai inspirat de undeva? Mie mi s-au părut foarte miștoale, deci alea chiar mi-au plăcut. Te-ai inspirat din, nu știu, de la un alt regizor sau dintr-o altă producție, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Plus că mi-a plăcut, am observat diferență și la iluminarea scenei asupra actriței, comerciale, foarte multă lumină, exact. Foarte mult. Păi am plecat de la cuvântul cheie, iluminare, știi? Am vorbit cu Boroca și atunci avea o chestie, să există niște fotografii, dacă vreți, pe Facebook-ul filmului, se vede acolo cum, deci camera avea o chestie, un balon eu nu mai văzusem până atunci și care se ilumina tot mai tare, deci progresiv pe măsură ce se apropia de personaj, pe un trav asta era. Și de aici cred că în film a rămas chestiunea asta, se prinde lumina pe fața personajelor. Da. Și deci acolo e o altă stilistică, dacă vrei, cu totul diferită. Da, tocmai asta. A ieșit cu totul diferită. Evidență, da. Clar. A ieșit ca și cum exact, știi cum, eu am văzut ca un fel de schimbare a lumii. Da. Prin toate când a venit lumina aia și a luminat total fața asta, adică s-a schimbat total cadrul. Față de tot. Exact. Și plus că acolo camera e liniștită, e ca și cum ar surprinde o clipă, că de aici a plecat, o clipă, o revelație, dacă vrei,
o iluminare a personajelor și dintr-o dată nu mai e 4x3 cutie, că vrei să vorbim despre asta, dacă erau personajele într-o cutie, că erau captive într-un spațiu aproape rectangular, care vedeai limitele și el se extinde. Aici sunt două interpretări, sunt absolut convins că una e doar mintea mea și din asta nu e tamam bine. Prima interpretare a acestei extinde de la 4x3 la 16x9, adică la un format mai lat, unul oricare, formatul de telefon, așa, este 16x9, da, orice, televizor e 16x9. Se întâmplă când are loc revoluția, adică în film, deci la scânteia revoluției. Deci m-au invadat. Da. Și pare că prima interpretare, că se lărgește și că avem libertate. Și este adevărat așa, de la 4x3 la un spațiu mai larg. Deci dintr-o cutie, într-unul ceva mai larg. Dar a doua interpretare, care mie mi se pare mai interesantă și sunt convins că n-are cum, adică eroarea mea e că ea nu e citibilă, trebuie să o explic. Că filmul ăsta e și un film despre ce înseamnă revoluție la TV. Este un film făcut ca o emisiune de TV. De aia și zice Anul Nou, care n-a fost. Care n-a fost, da. De aia e făcut și din sketch-uri, ca de Revelion. Așa e el făcut. Ai niște bucățele care sunt ca niște sketch-uri. Au poantă de final mai toate. Deci punchline, cum îi spune în engleză, poantă. Da? Da. Deci și are și multe ecrane. Nu știu dacă ai văzut securiștii, se uită la ecrane. Toată lumea se uită la ecrane. Deci, în fine... Și în mintea mea era și un comentariu asupra limbajului ecranelor, al imaginii, dacă vrei, de la 4x3 din anii 80, la ceea ce înseamnă 16x9 la limbajul ăsta contemporan. Contemporan, da. Da, adică s-a terminat un tip de limbaj. De comunicare, da. Da, de atunci, la 4x3, cum spuneam, care era un limbaj, așa erau și televizoarele. 4x3, da. Aproape, da. Da, acum nu mai sunt așa. Nu. Și asta este, eu sunt convins că asta nu e un layer, este era doar mintea mea, dar acum am zis, dacă tot am discutat despre asta. Niciodată nu subestima audiența, niciodată. Nu subestimez. Mine mă subestimez. M-am gândit mult la foarte multe mesaje care le-ai pus acolo și le-am simțit. Adică au fost și multe mesaje subliminale, au fost chestiile astea de umor, au fost foarte multe chestii acolo. Iar își spune și scena aia în care Gelu o ia razna și vrea să-și bată copilul. Acum, dacă ai face chestia asta, te-ar reclama imediat la protecția copilului. Dar, normal. Da, dar așa erau vremurile atunci. Și cum mi-a plăcut la nebunie scena, din bucătărie, cum l-a încercat să-l descoase pe copil. Și așa era la început o discuție foarte lejeră, așa și ce ai mai scris la moșul lui și până la început și a zis adevărul. Da, când s-a schimbat totul, 180. Da, foarte bine scris. Deci, oricum, e foarte valid faptul că un scenariu pe baza unui scenariu bun poți obține un film bun. Pe baza unui scenariu prost nu vei obține niciodată un film bun. Da, crezi? Nu prea, da, cred. Eu chiar cred. Adică scenariul ăsta la bază. E fundație. Eu chiar cred chestia asta. Și a fost foarte bine Chega. M-a ținut, am spus. 138 de minute am fost acolo. Da, asta e cel mai tare lucru. Am fost foarte obosit. 138 de minute... În schimb, la Joker m-am dus și dormea lângă mine. Da? Dormeau oameni lângă mine. Sfărăiau la propriu. Pe bune, două persoane. Una lateral și una în spate. Excelent, deci dacă am insomnii, mă duc la joc. Da, du-te, da. Și cu muzica te ajută. Ce extra valeriană, ce da, Joker. Da, te duc la Joker 2 și folia de și casa. Da. Tu ai produs acest film de unul singur sau ai avut coproducători? Nu, l-am produs singur, dar apoi au intervenit în asamblarea de final niște prieteni, coproducători, da. Printre care Ada Solomon de pildă pe partea ce înseamnă relațiile cu festivalurile și distribuția internațională, pentru că eu abar n-aveam cât de complicate, adică nici n-aș putut să fac singur, pentru că la fel nu îmi dădeam seama ce implică agende, presă și tot o chestie, în fine, uriașă, care e she's the best în capitolul ăsta în România.
Și așa Veneția și tot ce s-a întâmplat pe acolo, de au scris oamenii în Variety, altfel nu știu cum ne-am fi prezentat. Probabil penibil, dacă am fi avut șansa să ne prezentăm, că nici asta nu știu. Iar la postproducție Chainsaw. Știi? Chainsaw, care este un studio de postproducție, Viorel Chesaru, John Florescu, și ei îi știu de mult, uite, pe John. Okay. John, pe amândoi. Știu de când lucram în publicitate. Am lucrat în publicitate de copywriter în urmă cu foarte mulți ani și am fost colegi cu ei. I-ai atras pentru că te-au cunoscut și au vrut să te susține? Păi sau da, spun că ne știam, știam de mult. Să-i atras proiectul, să creadă în el și să zic, bă, haide că intrăm și noi, să ajutăm nu, la producție. După cadou de Crăciun și tot ce ai povestit tu acolo cu 70 de premii și exact, European Film Awards și listă scurtă la Oscar, oamenii credeau că eu știu ce fac, se înșelau. Nu, teniții frumos. Da, da, da. Și eu credeam că știu ce fac până m-am apucat să filmez. Ești vorbă? Nu. Dar în fine, știi cum e? A ieșit bine? A ieșit. Nu? A ieșit. Ca la lăutari. Doamne, ce se aude e muzică. Exact. Noi facem zgomot, dar ce se aude e muzică. Și acum, sigur, am și mai multe cărți și probabil că acum ar fi foarte bine să știu ce fac la următorul proiect. Printre care n-ar trebui să mai fac producție. Asta spun sincer. Dacă vreau să... Nu, n-ajung peste. Regie. Da, nu, da. Regie, dacă îți place. Adică producția ți-a foarte mult din creativitate, din gândurile care trebuie să le folosești, energia care trebuie să o folosești în scopuri creative. Sigur, da. Îți umple capul cu chestii analitice și cu chestii care n-ar trebui să te preocupe. Cunosc, îți spun. Și așa că e o uimire că ai ieșit filmul ăsta, spun cinstit, da. În toate condițiile astea. Adică e o nebunie și... Ți-am spus, nu compar cu succesul pe care l-a avut al tău, dar și când l-am făcut pe meu, știu că mi-am terminat filmul, dar nici măcar aveam relații în țară și n-aveam și eram, ok, și acum? Jur, așa eram, deci a fost, îți înțeleg perfect sentimentul tău când ai spus că nu știam, adică nu știam ce să fac pentru distribuție, nu știam. Chiar nu, acum știu, pentru prima dată. Acum ai învățat, da, ai trecut prin toți pașii, e normal și mă greci. Da, dar e altă etapă și așa, complicată și... Desigur. Și distribuția în România, de fapt, și aia este super complicată. Nu e ceva ce poți să faci. Acum, uite, acum chiar la final aș vrea să... Deci am văzut că, să nu vreau să le greșesc, ai luat asta, adică filmul l-a luat pentru cel mai bun film la Veneția din secțiunea Orizonti, da? Da. Pe urmă, premiul Fibreșci, da, pentru cel mai bun film din secțiunea Orizonti. Și... Nu, ăsta este pentru toate secțiunile. Pentru toate secțiunile. Da. Eu așa am găsit, de asta probabil a fost informație eronată, și ai luat premiul Bisato d'Oro. Da, pentru cel mai bun scenariu. Și am mai luat independenți. Da, și premiul, și este foarte important, Boroca Biro a luat premiul cea mai bună imagine a unei autoare, unei DP, deci autoare de sub, cu vârsta până în 40 de ani, de pe tot, adică pe toate secțiunile din tot festivalul. Asta mi se pare absolut uriaș. Și mie mi se pare uriaș. Dar mai ales că acolo la Veneția vin să vin niște filme care sunt super șpățoase. Da, uite, poftim, da. Joker 2. Care cred că avea doar la departamentul de cameră tot bugetul. Nu, au avut un buget de film de 200 de milioane de dolari. Atunci înseamnă că, și gândește, noi am fost doar niște oameni cu 1.200.000 de euro. Adică tot bugetul filmului nostru. Tot. Acolo inclusă și distribuția sau doar producția? Nu, doar producție. Doar producție, da? Da. Nu. Nu alte chestii, nu. Fără distribuție. Doar producția, pur și simplu, banii pur băgați în acest film. Nici măcar celelalte lucruri. Că ți-a spus că m-au ajutat niște prieteni de la Chainsaw și în fine. A, da, sunt băgați în... cum un termen, zice, in kind sau, în fine, parteneri, poftim. Da. Dar, în fine, a fost dificil să fac filmul ăsta. Da. Mi-ai spus... Dar mie cea mai tare chestie mi se pare asta, adică acum, serios, e extraordinar de plăcut că am fost la Veneția, e incredibil. Că a luat premie extraordinar. Dar să ai și succes cu un film de festival, să vină oamenii 60.000 la cinematograf, da, asta da. Da, fiindcă deci filmele de artă nu umple cinematografele. Sigur, da, nu. Chiar nu. Se tem de
Există o falie între cele da. Două lumi. Ma nu știu, probabil să vedem dacă veți face și cu siguranță veți face distribuție internațională, atunci să vedeți acolo cum va prinde, mă refer la, la din punct de vedere comercial. Da, 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 pe bine. Știi? Dar la noi, asta, noi da. Oricum avem și aveai avut și da. Se știa lumea despre scurtmetraj, plus că este din istoria noastră, adică ne leagă ceva. Acum vedem, vezi tu cum va prinde și pe extern. Da, o să zic. Eu zic că este un film bun. Eu zic că, clar, merită să fie văzut de toată lumea, dar vedem. Exact cum ai spus și tu, știi? Te-am văzut, te-am urmărit într-un interviu și ziceai voi faceți filmele, creați și apoi dacă va deveni de succes, va deveni. Asta oricum este de partea audienței. Nu, nu depinde de tine. Adică dacă e plăcut, e plăcut. Dacă da. Nu, nu e plăcut. Deci ultimul premiu l-a luat acum la Frankfurt. Da, da, da. Și mai urmează alte ceva... festivaluri? Mai urmează multe, da, vreo 40, ca să fiu cinstit. Deci, l-ați scris deja? Au acceptat. Da, da, da. Uh-huh. Trebuie să călătoresc foarte mult în următoarea perioadă, da. Non-stop, aproape. Hai că acum... Nu mă plâng. Hai că acum nu-i ca în producție. Că stai că ne expiră autorizație, hai că trebuie să tragem. Nu. Dar și asta poate să fie obositor, dar nu mă plâng, e fain să da. Călătoresc. Acum îți trăiesc succesul. Foarte da. Bine, chiar mă bucur. Uite, vreau chiar în încheiere... Ai zis că lucrezi și pe copywriting la agenție da. De publicitate. Să nu mă pui să-mi dai brief. Că nu îți dau brief, nu. Copywriter erau leneși. Nu. Și cum zice, dă-mi acum că mă gândesc eu până mâine. Nu mi-a venit ideea asta. Vinde-mi într-o propoziție filmul tău, vindele. Într-o propoziție. De ce să m-aș duce la filmul tău? Eu l-am văzut, mi-a plăcut, da? Dar tu. Tu l-ai scris. Este opera ta. Fiecare, adică tu știi că dacă noi nu dăm valoare la ceea ce facem noi, să nu punem valoare, știi că e complicat. Eu încerc doar. Așa încearcă. Acolo e camera sau acolo? Da. Acolo e camera ta. Vino. Haide! Să mă gândesc. Vino la anul nou care n-a fost, să-mi recuperez și eu ceva din apartamentul ăla. O cameră măcar. Eu sunt sigur că nu. Vei avea succes. Chiar a fost super mișto. Vino să vezi anul nou care n-a fost. Un film de Bogdan Mureșanu. 6 personaje obișnuite într-o zi neobișnuită. Mai încerc, da? Așa. Vino la anul nou care n-a fost. Să vezi un film care te poate face să plângi, te poate face să râzi, dar nu te va lăsa indiferent. A mers. Bogdan, îți mulțumesc din suflet. Dar ia zi tu acum, zi, încearcă și tu. Să... Da, să-l vinzi tu cum ești, că poate vinzi mai bine ca mine. Vreți să vedeți un film în care drama se plătește cu umorul, cu personaje autentice, un film care te ține în scaun, deși este un film de artă, du-te la anul nou care n-a fost. Și îți garantez că nu o să te plictisești. Și nu o să atunci pe scaun, ca la Joker 2. Asta ți-o spun 100%. Așa da. Îți mulțumesc frumos. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Și mi-a făcut o plăcere. Mulțumesc. Salutare. Până data viitoare, rămâneți cu bine.